Bună ziua! Astăzi începe sesiunea parlamentară și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Guvernarea PNL-PSD a eșuat. Falimentul moral al acestei coaliții este pe deplin dovedit, iar România este cu economia pe marginea prăpastiei. Dacă ar mai fi avut cineva vreo urmă de dubiu, după un an de zile lucrurile sunt clare. PNL și PSD la guvernare înseamnă faliment. Ce au livrat aceste două partide, această mare coaliție pentru țară? Neliniște, suferință și sărăcie. Am fi crezut cu toții că nu vom ajunge să ne temem de frig în lunile de iarnă. Dar PNL și PSD ne-au adus în acel punct. Cel mai mare pericol pentru bunăstarea românilor în momentul de față este inflația. Prețurile au explodat, oamenii se uită cum le dispar banii din buzunare într-o guvernare care face țara praf. Gaze, curent electric, benzină, mâncare, toate s-au scumpit. Ratele la credite au crescut dramatic, iar luni începe școala și părinții au avut un șoc când au văzut cât costă rechizitele. Între timp, PNL și PSD, marea coaliție pentru stabilitatea lui Iohannis, se luptă pentru un singur lucru. Privilegiile politrucilor și clientela de partid. Le pasă numai de ei și de ai lor, de privilegiați și de speciali. Haideți să ne uităm puțin la pensii, că vorbesc de pensii. Păi pensia specială a crescut în România în medie cu 438 de lei, în timp ce pensiile oamenilor obișnuiți, pensiile contributive, au crescut cu 3 lei. De fapt, au scăzut, pentru că inflația de 15% a mâncat din puterea de cumpărare. În timpul ăsta se măresc ministere, se creează sinecuri pe bandă rulantă, se face totul ca clientela de partid să fie premiată. Astăzi, PNL și PSD au o singură opțiune. Să plece acasă sau să ia măsurile corecte pentru a opri creșterea prețurilor și răspândirea sărăciei. Pentru noi, pentru USR, prioritatea în perioada următoare va fi lupta cu creșterea prețurilor. Și în condițiile în care PNL și PSD nu sunt în stare să guverneze, vom veni noi în Parlament cu legi care să protejeze populația de efectele inflației. Și când văd că Germania scade TVA-ul la energie, exact măsura propusă de USR, mă întreb dacă PNL și PSD nu vor măsurile bune pentru România doar pentru că vin de la noi. Și în continuare voi detalia câteva măsuri, inițiative legislative deja depuse în Parlament, de care România are nevoie. Și sunt două direcții aici. Una, scăderea taxelor pentru a lăsa mai mulți bani oamenilor pentru a face față și firmelor, pentru a face față creșterii prețurilor și oprirea risipei din bani publici ca să reducem din datoria statului. Pentru scăderea taxării avem propunerea de TVA la energie redus imediat la 5%, care scade facturile și statul nu se îndatorează ca să plătească copiii noștri dezechilibrele de astăzi. Avem propunerea de credite fiscale pentru companii ca să reducă 50% din facturile la energie, prin care ajutăm mediul de afaceri și salvăm locuri de muncă. Avem scăderea taxării pe muncă, o propunere despre care USR vorbește deja de ani de zile, zero taxe pe salariu minim, o măsură care ajută categoriile vulnerabile, pentru că așa se sprijină eficient și liberal, cu măsuri țintite pentru cei care au nevoie. Apoi oprim risipa din bani publici. Limităm numărul de posturi în ministere. Spre exemplu, la Ministerul Fondurilor Europene au fost create 536 de posturi noi. Desființăm fabricile de sinecuri, cum ar fi Academia Oamenilor de Știință din România sau Academia de Științe ale Securității Naționale. Eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și primari. Vă reamintesc că statul român va cheltui anul acesta 12 miliarde de lei pe pensii speciale. România are astăzi o ultimă șansă ca să evite o criză economică dureroasă. Luarea de măsuri corecte, iar PNL și PSD trebuie să se trezească
din beția puterii și a risipei banului public pentru rețelele de partid. Misiunea unui guvern și a unei guvernări este să protejeze oamenii, dar PNL și PSD au arătat că nu vor asta. De aceea vă spun că acest guvern trebuie să plece sau să lucreze pentru oameni. Și vom ataca în această sesiune dur miniștrii gropari ai acestei țări. Virgil Popescu, chiar astăzi depunem moțiune simplă împotriva sa, un ministru care este groparul sectorului energetic de 3 ani de zile și în ciuda declarațiilor publice el este apărat atât de PNL și PSD. Și veți vedea la votul din această cameră că cei care îl critică și fac tot felul de show pentru puncte electorale în ședințele de partid vor vota să-l apere pe Virgil Popescu. Și vor mai urma moțiuni în această sesiune. Domnule Ciolacu, domnule Ciucă, lăsați circul politic. Lăsați privilegiile pentru clientela de partid. Luați măsurile corecte. Nu mai aruncați tot felul de socialisme fantasmagorice pe piață. Mă întreb pentru PNL, oare cum se pot uita în oglindă cei care poartă numele de liberal? PNL a dat în această guvernare, în această legislatură, cea mai mare țeapă politică de după Revoluție. Zero măsuri de dreapta, doar o gașcă de băieți conectați care a ajuns sclavul PSD doar ca să se țină de ciolan. Oamenii vă văd, iar ziua de contului este aproape. Îl invit acum pe colegul meu Ionuț Moșteanu, liderul USR de la Camera Deputaților, pentru a vă prezenta prioritățile legislative, după care vom lua întrebări. Mulțumesc. Bună ziua, bine v-am regăsit! Ieri am avut o ședință cu colegii din grupul parlamentar, o ședință lungă în care am discutat acțiunea politică, acțiunea parlamentară din această nouă sesiune. Sunt câteva priorități pe care ni le-am stabilit. Ele sunt legate, așa cum spunea președintele Cătălin Drulă, de moțiuni, moțiuni simple și vor fi mai multe moțiuni. Astăzi începem cu prima, vor fi mai multe moțiuni în această sesiune. De asemenea, un lucru important pentru care USR a militat încă de la început este justiție independentă. Și vedem că avem un pachet de legi ale justiției care au fost trimise către Parlament. Cătălin Predoiu a definitivat ce a început Dragnea, ce a început Dragnea alături de Tudorel Toader și Florin Iordache. Așa cum am făcut-o și atunci, așa ne vom lupta și acum pentru o justiție independentă în Comisia Specială care se va înființa astăzi, Comisia Specială pentru Legile Justiției. Avem o echipă redutabilă, sunt 4 colegi acolo, Stelian Ion, Silviu Dehelan, Oana Murariu, Simona Spătaru, care se vor lupta, cum spuneam, să reparăm aceste legi ale justiției care aduc justiția românească cu mulți ani înapoi, în loc să mergem înainte. Avem învățământul. Va fi o discuție importantă pe noile legi ale învățământului. Acolo nu e nimic de reparat. USR crede că aceste legi trebuie retrase și odată cu ele trebuie să se retragă și ministrul Câmpeanu de la Ministerul Învățământului. Legile acestea sunt niște legi care nu ajută copiii, nu ajută părinții, nu ajută profesorii. Sunt niște legi pe care le contestă toată lumea, da, pentru că ajută plagiatorii și domnul Câmpeanu știe de ce face asta. Și de-aia spun, aceste legi trebuie retrase. De asemenea, am auzit ieri declarația domnului Ciucă. Credeam că în vară, că le-a venit mintea la cap și nu vor mai veni în Parlament cu legile securității. Le cer domnului Ciucă și domnului Iohannis să-și asume încercarea de militarizare a democrației românești și să facă publice aceste legi, să-și le asume și să le facă publice. Suntem aici, am fost o voce critică, noi cei de la USR, dacă ați văzut, am fost singurii care am avut ceva de spus cu curaj, pentru că noi am intrat în politică pentru o Românie modernă, democratică, nu pentru o Românie condusă din spate de oameni cu epoleți. Vreau și din nou, în numele colegilor mei, să-și le cer domnului Iohannis Ciucă să-și asume aceste proiecte, să le trimită în Parlament. Dacă au curaj, vom vedea. De asemenea, vor fi pachete de legi, cum a spus și domnul președinte Drulă, pe economie, pe energie.
Vom urmări în continuare jaloanele din PNRR, discuția toamnei despre care văd că nu prea se vorbește, este legată de pensii speciale, avem un jalon PNRR la finalul acestui trimestru. Guvernul trebuie să adopte niște măsuri, să adopte o lege care spune cum vor arăta pensiile speciale în următorii ani. Este jalonul PNRR, domnul Budei vorbește de orice altceva, numai despre asta nu. Suntem aici și vom lucra la aceste proiecte. Astea sunt în mare prioritățile noastre pentru această nouă sesiune. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări pentru mine sau pentru Cătălin Drulă, așteptăm. Referitor la această moțiune pe care o depuneți astăzi, oricare îmi poate răspunde, pe ce voturi vă bazați? Vă bazați pe voturile social-democraților? În primul rând ne bazăm pe un număr de semnături de la grupul USR și de la deputații Forței Drepte, deputații domnului Orban. Sunt suficiente semnături pentru a depune această moțiune. Voturi vom vedea, am văzut foarte multe declarații în spațiu public asumate de PSD, chiar oficial pe pagina PSD, în care spun că Virgil Popescu este un ministru care ne duce de râpă. Vrem să vedem și la momentul votului dacă cred în continuare acest lucru sau dacă îl protejează așa cum l-au protejat de foarte multe ori, ceea ce va fi o dovadă de ipocrizie. Eu cred cu tărie că Virgil Popescu trebuia să plece de mult. Ar fi încă un semnal pe care l-ar da Parlamentul. Nu ar fi nicio dramă pentru dânsul sau pentru PNL. Este responsabilitatea acestei guvernări să-l schimbe pe Virgil Popescu, să vină cu un ministru care mișcă ceva, pentru că toată România se îndreaptă spre un zid, vine o iarnă și va fi foarte greu pentru fiecare dintre români. Virgil Popescu trebuia să plece de mult, noi îl vom ajuta să plece acum, vom vedea cum votează PSD-ul. Dacă vor vota așa cum spun la televizor în fiecare zi, și azi am văzut declarații în care... Dar ați negociat până acum cu colegii de la PSD? Vom vedea, în momentul votului se va vedea opțiunea politică legată de acest ministru. Mulțumesc. Acum sunt întrebări? Bună ziua, aș avea două întrebări. Cum vedeți ordonanța care urmează să se adopte astăzi în guvern, în domeniul energiei, această supraimpozitare pe tot lanțul, acel fond de solidaritate despre care vorbeau socialdemocrații pentru a fi plătite compensările și posibila reducere a plafonului de consum pentru care se acordă compensarea pentru populație la aproximativ 255 de kW de la 300? Da, o să comentăm când o să vedem exact textul care este din guvern, dar până acum exact ce a spus USR despre măsurile din energie s-a adeverit. Am criticat felul cum s-a făcut această plafonare fără limită superioară. Măsura corectă este cea pe care noi am depus-o, reducerea TVA-ului în energie, măsură pe care o aplică și Germania. Pe măsurile luate până acum am văzut că sunt ineficiente și că au îndatorat, deși se acoperă aceste datorii, au îndatorat enorm România, vorbim de 30, de 40 de miliarde de lei, banii nu se dau, este o formă de a guverna care ne duce în anii 90 înapoi cu arierate și cu îngroparea economiei, cu generare de inflație, de asta am spus, n-am intrat în detalii tehnice, că până la urmă pe oamenii interesează cât plătesc pe facturi, interesează prețurile care cresc în continuu și interesează că avem o guvernare absolut incompetentă, de unde ni s-a promis stabilitatea și guvernarea care duce România așa într-un viitor luminos. Vedem că sunt niște băieți care guvernează sub o singură deviză. Ei pentru ei. Și încă o întrebare, un alt subiect care este pe scena publică de câteva zile. PSD care anunță majorarea salariului minim la 3.000 de lei brut și majorarea pensiei cu 10%. Din opoziție, cum se văd aceste măsuri și cât de sustenabile credeți că sunt ele pentru buget în condițiile în care sunt anumite constrângeri și anumite cheltuieli care neprevăzute cel puțin în anul acesta? Acestea sunt, este exact ceea ce spuneam, m-a întrebat cineva ce cu acel securisto-socialist pe care îl acuzam în primăvară. Sunt exact socialismele de care vorbeam în declarația de mai devreme. PSD aruncă aceste populisme pe piață, PNL se face că nu le vrea și în timpul ăsta România suferă.